Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Livian Pop s-a făcut remarcat în cadrul show-ului Puterea Dragostei. Ulterior, după câștigarea premiului cel mare al sezonului 2 al emisiunii, nefiind câștigător și la capitolul Amor, tânărul și-a căutat jumătatea și în afara competiției, deși numărul pretendentelor la inima sa nu a fost deloc unul de neglijat. După mai multe relații eșuate, mult timp, fiul lui Nelson Mondialu a preferat singurătatea, însă în vara anului trecut, Livian Pop a arătat-o lumii pentru prima dată pe tânăra care a reușit să-i cucerească inima. Timpul s-a scurs și acum au mai urmat și alte vacanțe în doi, iar acum, la mai bine de un an de când și-a asumat relația cu Alexandra Dumitru, Livian a decis să facă și pasul cel mare, astfel, pentru el și ardeleanca sa, căci tânăra este din Cluj, acolo unde a și urmat studiile la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Astăzi a fost o zi mare. Cei doi îndrăgostiți și-au jurat iubire veșnică, ajungând și în fața ofițerului de stare civilă. Dar și la altar, aproape de cei doi amorezi, într-o zi așa mare, au fost familiile, prietenii și rudele, însă, cei care au ieșit în evidență, cunoscuți fiind de toată România, au fost părinții lui Livian Pop. Nelson Mondialu a îmbrăcat un costum negru cu dungi albe, pe care l-a asortat cu o pălărie, în timp ce soția s-a optat pentru o rochie lungă și mulată, însă, de departe cei mai strălucitori au fost mirii. Livian Pop a purtat în ziua anunții sale un costum blomarin. În timp ce proaspăta sa soție a ales să îmbrace o rochie albă, scurtă, asortându-se cu tatăl socru, cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să încep o nouă etapă a vieții și un nou drum drept și minunat alături de familie și credință. O nouă etapă în familie. A transmis Livian Pop. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.